Constructorul grec Actor a accelerat lucrările pe lotul 3 al autostrăzii A0 București Sud și a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 75%, așa cum arată cel mai recent progres prezentat de CNAIR. Grecii au primit deja 3 amânări doar anul acesta și promit în continuare inaugurarea tronsonului până la finalul lui 2024. Însă lucrările la structuri, relocări ale rețelelor electrice și de distribuție și subtraversări sunt încă întârziate. Joi, pe 29 august 2024, directorul CNAIR Cristian Pistol a transmis următoarele. Antreprenorul Elen a crescut mobilizarea și ritmul lucrărilor în șantier în ultima perioadă de timp, dar termenul de finalizare al lucrărilor a fost amânat de către constructor de 3 ori doar anul acesta. Ultimul termen asumat de acesta pentru deschiderea circulației pe cei 17,97 km ai acestui lot este finalul acestui an. În momentul de față, constructorul a atins un stadiu fizic al lucrărilor pe acest lot de aproximativ 75%, având mobilizați în șantier peste 500 de muncitori și 275 de utilaje care execută lucrări la terasamente și scurgerea apelor pluviale, consolidări autostradă, suprastructură drum, poduri și pasaje, precum și relocări de utilități. Se lucrează la pasajele DC-158 și DC-125, dar mai trebuie relocate rețele electrice de înaltă tensiune, rețele de distribuție gaze și conducta de apă și canalizare de la Clinceni. Finalizarea acestui lot este și mai importantă, odată cu deschiderea lotului 1 în totalitate, întrucât face conexiunea la nivel de autostradă între A1, A0 și A2. Câteva date tehnice. Ne aflăm pe tronsonul 1, cel care am reușit să finanțăm prin PNRL. Acesta este un tronson, cele 6 stații, de la 1 mai până la stația Tokyo, stația Tokyo fiind în Molbăneasa, finanțat prin PNRR. Celălalt tronson, de la stația Tokyo până la Otopeni, este sau beneficiază de acea finanțare pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine, dată de guvernul japonez. Sigur că nu pot să nu spun că au fost unii prin 2021 care au scos această finanțare și vă aduceți aminte. Au spus că nu e important să avem stație sau linie de metrou de la Otopeni la Molbăneasa și împrumutul pe care noi l-am luat, știți când? Pentru realizarea acestui proiect. În 2010 a fost luat acest împrumut de peste 300 de milioane de euro, a stat nefolosit până acum și s-au plătit tot felul de comisioane de neutilizare, fiindcă au fost tot felul de deștepți înainte, unii foarte recent, care au zis că nu e important să facem această linie de tramvai, de metrou. Dar acum, revenind la lucrurile concrete, valoarea totală a celor două secțiuni se apropie bine de 10 miliarde de lei, cu tot cu TVA, deci aproape 2 miliarde de euro, bani care o parte vin din fonduri europene, o parte vin, așa cum spunea primul ministru, prin cofinanțările pe care noi le dăm și care în anii viitori cred că vor fi din ce în ce mai mari de la aceste cofinanțări date de bugetul de stat, fiindcă noi reușim să cam accesăm foarte repede toate sumele puse la dispoziție prin fonduri europene. Și atunci greutatea, dacă pot să o numesc așa, va pica pe bugetul de stat. Buget de stat care, dacă va continua așa cum s-a întâmplat anul acesta, să dea prioritate investițiilor și în anii viitori, e un lucru bun și va duce la creștere economică. Legat de trafic, cel mai mare disconfort în acest moment este în zona 1 mai, dar acolo s-au corelat colegii de la Metrorex cu cei de la Primăria Generală, pentru că și acolo există lucrări
care țin de primăria generală, înlocuirea liniilor de tramvai și atunci se desfășoară aceste lucrări în același timp, ca disconfortul să nu fie, să nu se întâmple de două ori. Închei prin a îi felicita până acum pe cei de la Metrorex, pentru că au deblocat rapid secțiunea a doua, cea de la așa cum am spus, de la Mol Băneasa până la aeroport, și să-i felicit pe constructori. S-au mișcat foarte, foarte bine și vă rog să-i monitorizați. Fiți partenerii noștri în această perioadă și monitorizați-i și dumneavoastră, la fel cum îi monitorizează și beneficiarul, în cazul nostru Metrorex-ul, pentru că aceste lucrări trebuie să fie finalizate, așa cum se scrie în contract, pe o secțiune în 2027, pe cealaltă secțiune în 2028. Și pe secțiunea a doua au fost finalizate toate lucrurile și a fost dată emisă autorizația de construcție, deci se va intra în execuție propriu-zis în perioada următoare și pe tronsonul de la Mol Băneasa până la aeroportul Otopeni. Mulțumesc. Ce se va întâmpla? Vom circula cu metroul până la Otopeni, domnule ministru. De la Gara de Nord până la Otopeni în 2028. Domnule ministru, este foarte bine. Termenul maxim, dar astăzi, așa cum am auzit mai devreme, pe progresul pe prima secțiune suntem undeva la 14% din ce ne-au spus constructori, sigur, pe zona de tunele, pentru că va veni și partea cealaltă, cea de arhitectură și toate lucrurile care știți că urmează. Pe tocmai asta vă întrebam. 2028.